Unul dintre cele mai circulate drumuri din Dolj, drumul național 55 Craiova-Bechet, este un adevărat pericol pentru șoferi. De aproape 3 ani șoseaua a intrat în reabilitare, însă lucrările mai au mult până să fie terminate. Între timp, 4 poduri care se degradează de la o zi la alta sunt adevărate capcane pentru șoferi. În mintea noastră mai aveți răbdare până în august. Păi eu am răbdare, dar numai... Doamne, asta mi se spune de 5 ani. Vedeți? 3 de 5 ani. 3 ani jumate, 4. Și acum, italianul promite că se apucă. Cel mai mare pericol îl reprezintă podul din comuna Malu Mare. Construcția a luat-o la vale în 2016, iar de atunci, periodic, bucăți din pod cedează sub greutatea miilor de autoturisme care trec zilnic pe aici. Localnicii, dar și șoferii, sunt disperați. În ultimul an, mai multe accidente au avut loc aici, iar unele au fost foarte grave. S-au întâmplat vreo 2-3 accidente aceia, de au căzut după pod și, în al doilea rând, nimeni nu își dă interesul de a rezolva situația. Porțiunea asta e foarte, foarte prost. Treceți des pe aici? Da, foarte des. Și credeți că e sigur? Nu. Nu, pentru că aici trebuie să vii, să aștepți tot timpul. Alții trec și pe culoarea roșie când nu e câteodată flux din partea cealaltă. Traficul e nenorocire. 500 de metri. Am spre Craiova, 500 de metri spre Bechet, la podul ăsta aici. Podul se pare că n-o să fie gata nici în 2025. Autoritățile au instituit restricții de circulație și promit să repare podul. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, instituția responsabilă cu reabilitarea drumului, dă vina pe constructor. Podul respectiv a fost început acum, cred că 2 ani jumătate. Nici noi nu înțelegem foarte bine de ce constructorul nu a înțeles cât de importantă este această lucrare și pentru cei din zonă, dar și pentru drum. Au semnalizat-o, au pus aceste semafoare. Nici nu putem să luăm măsuri împotriva lor, dacă e să vorbim și din alt punct de vedere contractual. Adică ei au un contract cu noi pe toată lucrarea, n-au efectiv pe acest pod. Refacerea drumului național 55, drum din care face parte și podul din comuna Malu Mare, costă 72 de milioane de lei. Proiectul are termen de finalizare anul acesta, la sfârșitul lunii august. Reprezentanții CNIRE susțin că până acum peste 70% din lucrări au fost executate.